găsit la știri, sunt Silvana Vorovenci. Accident pe DN1 la Mândra. Trei persoane au fost rănite în urma unui accident de circulație. Victimele, doi băieți și o fată, s-au ales cu mai multe răni după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat de mai multe ori și a ajuns într-o rigolă. La fața locului au sosit mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, inclusiv unul de stins incendii cu apă și spumă. Totuși, cele trei victime au refuzat să fie transportate la spital. Pentru fostul președinte al Consiliului Județean, Aristotel Căncescu, drumurile la instanță au devenit obișnuință. Pentru a doua oară în 4 zile a fost la Tribunalul Brașov. Este anchetat în mai multe dosare, așa că trebuie să dea explicație magistraților în toate cauzele în care este cercetat. Brașovenii cred că Aristotel Căncescu ar trebui să stea mulți ani după gratii. Inculpatul Aristotel Căncescu a ajuns la Tribunalul Brașov cu 10 minute înaintea începerii ședinței de judecată. Nu a dorit să spună însă nimic presei. Bună dimineața! 2 secunde. Mai țineți contul dosarelor pe care le aveți pe rol, reușiți să le mai țineți evidența, domnul președinte? În unanimitate, brașovenii sunt convinși că Aristotel Căncescu trebuie să plătească pentru tot ceea ce a făcut. Câți ani de închisoare merită fostul șef al județului? Brașovenii au dat răspunsul. 12-15. Ar merita, crezi că da? Eu zic că da. Ani. Da, eu zic că da, ar merita. Pentru că au suferit foarte mult, suferim și noi. Și acum suferim. Dacă va fi găsit vinovit. Păi da, la câte dosare are, cred că 10 ani. E cu reducere. Așa, după mine, din câte știu, adică din câte s-au uit, în orice caz, merită cel puțin 7-8. Dacă nu mai mult. Dacă legea consideră că este vinovat, să ia totuși să pună în vânzare și să o ia la ca fiecare om de la zero, că ăsta omul ăsta n-a luat tot de la zero, s-a luat tot de la strânsorile care le-a făcut. Bineînțeles că trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut, pentru întreaga populație și avem de suferit toți. Să-i se confiște în primul rând avere sau ce ca să-și recupere statul banii, dacă a făcut afacerile astea necurate. În dosarul pentru care a venit joi la Tribunalul Brașov, Aristotel Căncescu a fost trimis în judecată alături de alți 11 inculpați. În total, fostul șef al județului este trimis în judecată de DNA Brașov în 5 dosare penale. Anunț important pentru cei care vor să meargă în weekend în Poiana Brașov. Regia de transport suspendă sâmbătă și duminică, timp de câteva ore, circulația autobuzelor de pe linia 20, Livada Poștei, Poiana Brașov. Măsura este determinată de desfășurarea la sfârșitul acestei săptămâni pe drumul Poenii, DN1E, a competiției auto din cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă. Sâmbătă, 14 octombrie, între orele 8:30 și 13, respectiv 14 și 18:30, circulația autobuzelor pe linia 20 va fi oprită. De la orele 19, circulația revine la programul obișnuit. Duminică, 15 octombrie, între orele 8:30 și 12, respectiv 13 și 18, autobuzele pe linia 20 nu vor parcurge traseul Livada Poștei Poiana Brașov. Ultimele plecări din cele două capete de linii înaintea suspendării circulației vor fi la orele 8 și 12, iar de la ora 19 circulația revine la programul obișnuit. Cea mai importantă investiție în modernizarea drumurilor județene a intrat în linie dreaptă. A fost semnat contractul de finanțare cu fonduri nerambursabile pentru reabilitarea și modernizarea drumului de sub munte. Este vorba despre un proiect mai vechi al autorităților locale. Acest drum va asigura o legătură mai bună cu județele vecine și va străbate 9 localități din țara Făgărașului. Contractul de finanțare pentru modernizarea drumului de sub munte a fost semnat de președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, și Dan Popa, directorul organismului intermediar din cadrul ADR Centru. Brașovul se poate mândri astfel cu primul proiect de infrastructură rutieră contractat de județul Brașov din fonduri europene. Investiția totală este de 32 de milioane de euro și se va realiza în țara Făgărașului în următorii 4 ani. Sper ca acest prim proiect să atragă și altele, fiindcă noi am pregătit și am lucrat pe foarte multe proiecte. Dacă nu am găsit de cele mai multe ori surse în bugetul propriu sau în bugetul alocat de către Guvernul României, iată că găsim variante alternative și mă bucură că folosim și ne ocupăm de fiecare oportunitate pe care o avem.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și vizează modernizarea drumului interjudețean DJ-104A în legătură cu DJ-105C și DJ-105P pe o lungime totală de 53 de kilometri. Drumul străbate localitățile Șinca Veche, Șercăița, Bucium, Mărgineni, Sebeș, Recea, Gura Văii, Lisa, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Viștea de Sus, Victoria și Ucea de Sus. Într-adevăr, aceste ghiduri nu au fost tocmai ușoare din punct de vedere al beneficiarului, dar împreună cu autoritatea de management încercăm, pe măsură ce programul avansează, simplificarea acestor ghiduri ale solicitantului. Pe lângă înnoirea structurii rutiere și a suprafeței carosabilului, modernizarea drumului de sub munte va asigura și descongestionarea traficului de pe DN1 Sibiu-Brașov, având în vedere că el facilitează legătura Brașovului cu județele limitrofe. Pentru realizarea dreptului de proprietate sau dovedirea eligibilității privind dreptul de proprietate a fost necesară exproprierea unor suprafețe necesare modernizării drumului. Vreau să vă spun că această procedură a fost destul de grea, având în vedere lungimea drumului județean. În perioada imediat următoare, executivul Consiliului Județean Brașov va realiza procedurile de achiziție a serviciilor de management, execuție, investiție. Modernizarea efectivă a drumului de sub munte se va încheia în 2021. Acțiune fără precedent pentru brașovenii care merg în drumeții și pe munte. În weekend va avea loc o campanie de atenționare asupra echipamentului necesar desfășurării în siguranță a drumețiilor. Acțiunea este urmare al numărului tot mai mare de intervenții de salvare, în care, de cele mai multe ori, victimele implicate nu au echipament adecvat sau nu se informează asupra condițiilor meteo și a traseului. Răzvan Iancu ne explică. Bun găsit! Campania este organizată de către Clubul Montan Carpamont Brașov în colaborare cu Serviciul Public Local Salvamont și reprezintă o acțiune fără precedent care se dorește a fi replicată la nivel național. Echipele de informare vor fi prezente între orele 10 și 14 în 5 puncte strategice ale Brașovului, acolo unde există un flux important de persoane ce obișnuiesc să plece în drumeții. Aleea de sub Tâmpa, Vârful Tâmpa, Pietrele lui Solomon, Poiana Brașov și Vârful Postăvarul. Participanții sunt membrii și voluntari ai Club Carpamont Brașov, reprezentanții Serviciului Public Local Salvamont Brașov, tineri voluntari, dar și personalități, precum pianistul Horia Mihail, alți artiști și chiar oameni de afaceri. Mai multe detalii puteți afla și de pe site-ul nostru brașovtv.com. Conjugarea verbelor, o adevărată problemă atât în scris cât și în vorbire. Mulți dintre noi facem greșeli deranjante fără să ne dăm seama. Despre conjugarea verbelor în mod corect aflăm mai multe din rubrica de gramatică. Bine v-am regăsit, prieteni, la o nouă rubrică de gramatică aici la Brașov TV. Încercăm ca de fiecare dată și astăzi să vorbim, dar și să scriem corect în limba română. Foarte multe probleme avem atunci când conjugăm verbele, în special la infinitiv. Forma acestora ne dă mari bătăi de cap. Însă mi-ar plăcea să vorbim cu toții corect limba română sau mi-ar place să vorbim cu toții corect. Să vedem în minutele următoare care este varianta corectă, dar în primul rând, haideți împreună să aflăm ce ne-au răspuns brașoveni. Dacă-s mai mult, stăcezi din gură. Și dacă e unul singur, stăcezi din gură? Nu, ăla nu e bun. Nu. Deci varianta corectă, prima. Tăceți, da. Tăceți din gură, vă rog frumos, sau taceți din gură, vă rog frumos? Care credeți dumneavoastră că e varianta? Taceți. Tăceți e mai mult, taceți e tot mai mult. Și tace unul singur. Verbele limbii române se grupează în 4 conjugări în funcție de vocala sau de vocalele în care se termină. Conjugarea întâi pentru verbele terminate în a, conjugarea a doua pentru majoritatea verbelor terminate în ea, conjugarea a treia pentru verbele terminate în e și conjugarea a patra pentru verbele terminate în i sau ă. Aceleași reguli se aplică și la alte verbe de conjugare a doua ce au terminația ea și aici vă dau câteva exemple: a cădea, a ședea sau a tăcea. Întotdeauna modul condițional optativ se construiește cu ajutorul infinitivului. Așadar, atunci când ne referim la verbul a face, trebuie să știm că se scrie și se pronunță corect la infinitiv a face și nu a făcea. La fel, la indicativul viitor și la condiționalul optativ spunem va face, ar face, nu va făcea sau ar făcea.
În același timp avem o situație similară și atunci când vorbim despre verbul a tăcea. Întotdeauna, în orice împrejurări, vom spune tăceți din gură și nu taceți din gură. Mi-ar plăcea să fie cald din nou sau mi-ar place să fie cald din nou? Care credeți că e varianta? Mi-ar place. Mi-ar place să fie cald din nou. Mi-ar place să fie cald din nou. Mi-ar plăcea să, mi-ar plăcea să fie cald. Mi-ar place să fie cald. Mi-ar place. La o persoană mi-ar place, că sunt eu singur. O oarecare derută se simte și la folosirea verbului abate, care este de conjugarea a treia, nu a doua. Altfel spus, e bine să evităm enunțurile de tipul vom bătea mingea toată ziua și să optăm pentru forma corectă vom bate mingea toată ziua. Un alt verb de conjugare a doua este a vedea. Asta înseamnă că formele de viitor de genul vom vede sunt total eronate și este important să le evităm. Corect este, evident, vom vedea. Prieteni, sper că v-a fost de folos ce am învățat astăzi împreună la rubrica de gramatică. Important este să punem în practică și să vorbim corect limba română. Dacă cumva aveți sugestii, ne puteți scrie pe paginile noastre de Facebook, brașovtv.com sau știrile Brașov TV. De asemenea, rubrica noastră o găsiți înregistrată pe site-ul nostru www.brașovtv.com. Până data viitoare, toate cele bune! Deputatul PNL, Mara Mareș, vrea să devină președintele Organizației Naționale de Tineret a Partidului. Și-a depus candidatura, iar la sfârșitul acestei luni se așteaptă ca delegații din întreaga țară să o voteze la șefia TNL. Competiția se va încheia pe 22 octombrie. Mara Mareș și-a depus deja candidatura la șefia Organizației de Tineret a PNL. Este al treilea candidat înscris în cursa pentru șefia Tineretului Național Liberal. A ales să candideze deoarece, spune ea, tinerii trebuie scoși în față. Ceilalți doi candidați la președinția organizației sunt Radu Surugiu de la Suceava și Glad Varga de la Arad. Îmi doresc ca Tineretul Național Liberal să devină o organizație profesionistă. Îmi doresc ca Tineretul Național Liberal să constituie principala bază de resursă umană a partidului. Alegerea președintelui Organizației de Tineret a Partidului Național Liberal va avea loc pe 22 octombrie la București. Vor participa 1500 de delegați din toată țara. De la Brașov vor merge 30 de persoane. Artă pentru surdomuți. Așa poate fi descrisă acțiunea Muzeului Casa Mureșenilor, care a dorit să facă mai accesibilă arta și pentru persoanele cu dizabilități. Cu ajutorul unor interpreți, cei cu deficiențe de auz au putut înțelege cum au fost create unele opere renașcentiste. Evenimentul cultural a fost organizat cu sprijinul reprezentanților Muzeului Casa Mureșenilor și al filialei Brașov Asociației Surzilor din România. Atelierul educațional a fost special adaptat persoanelor cu deficiențe din Brașov. 20 de femei și bărbați au beneficiat de un ghidaj de specialitate la expoziția Albert Dürer, maestrul gravurii renascentiste. Totdeauna există posibilitatea, important este să existe și dorința, că atunci se împlinește și chiar persoanele cu deficiență de auz și de exprimare verbală chiar n-au niciun fel de dificultate în a practica chiar acest gen de artă. Muzeul Casa Mureșenilor își continuă programul de mai bine de 10 ani de activități cu persoanele cu dizabilități. Avem de data aceasta de la Asociația Surzilor din România, filiala Brașov. Ei au mai venit la muzeu și acum câțiva ani și în fiecare an aș putea spune că vin la cel puțin la o expoziție. În cadrul aceleiași acțiuni, brașovenii au participat și la un atelier de artă, unde au aflat tainele gravurii, dar și tehnicile utilizate. La Asociația Surzilor sunt și membri care au talent de artă. Câțiva sunt care pictează, mai tineri, mai maturi și le place, sunt curioși. Expoziția Albert Dürer, maestrul gravurii renascentiste, este deschisă publicului până pe 2 decembrie. Operele pot fi admirate zilnic la Muzeul Casa Mureșenilor din Piața Sfatului numărul 25. Albert Dürer este considerat unul dintre cei mai importanți artiști renascentiști din lume. Știrile Brașov TV au ajuns la final. Nu uitați, toate jurnalele noastre sunt disponibile pe site-ul brașovtv.com și dacă ați surprins imagini sau aveți informații importante, le puteți trimite la adresa știrea@brașovtv.com. Sunt Silvana Vorovenci, la revedere!